Astăzi, 29 septembrie, la București, a avut loc lansarea oficială a platformei politice Mișcarea Speranței, platformă ce dorește să aducă o schimbare pozitivă în peisajul politic național. Deputatul Benoni Ardelean, care zilele trecute și-a anunțat plecarea din PNL, este unul dintre inițiatorii acestei platforme politice, iar alături de el, o echipă impresionantă de profesioniști și-a adus contribuția la lansarea acestei mișcări cu perspective ideologice, de centru-dreapta și ambițioase. Evenimentul de lansare al acestei mișcări a avut loc la București și a atras atenția unei audiențe variate de lideri, jurnaliști și cetățeni preocupați de viitorul țării. Cu un comitet de inițiatori remarcabili, Mișcarea Speranței se bazează pe un set de valori fundamentale, inclusiv transparența, demnitatea și responsabilitatea pentru a aduce reforme într-o varietate de domenii cheie. Deputatul Benoni Ardelean nu a uitat de unde a plecat și în exclusivitate la Hunedoara 1 TV le-a transmis un mesaj de speranță și hunedorenilor. Dragi hunedoreni, mi-am început viața în județul Hunedoara, mi-am început școala în județul Hunedoara, am avut parte de multe bucurii în acel județ și nu pot astăzi să nu vă fac și pe voi părtași această bucurie de a lansa o nouă mișcare politică în România, care sper eu că va da speranța și tuturor încrederea. Cred că România s-a zbătut foarte mulți ani în acești ani de tranziție de la comunism spre zona aceasta de democrație fragilă încă. Foarte mulți oameni din județ au plecat. A fost unul dintre cele mai industrializate județe din România, 675.000 de locuitori, astăzi are până în 300.000. Și cred că această suferință a românilor a fost resimțită de către toți în toată țara, dar județul Hunedoara a fost extrem de puternic afectat. Eu cred că această migrație spre alte zone mai bogate, inclusiv în afara țării, trebuie să oprească, oamenii trebuie să vină acasă. Cred că este nevoie de o regândire a politicilor publice, a politicii de stat, a zonei de diplomație, a negocierilor externe, în așa fel încât românii să-și regăsească lei acasă bucuria, nădejdea, speranța că lucrurile se pot schimba și transforma. Tocmai de aceea am pornit această mișcare politică și vreau să fiți alături de mine și vă mulțumesc. Lansarea platformei politice are loc într-un moment cheie în politica românească și atrage atenția asupra nevoii de leadership și strategie pentru a aborda provocările și oportunitățile viitorului.